Salut și bine v-am găsit la un nou videoclip. Eu sunt Donzu și astăzi am să vă fac un update la jocul la CSGO, cum se activează consola la Counter-Strike Global Offensive. Așa, așteptăm puțin conectarea de internet. Conectarea CSGO Network s-a conectat, bun. Pentru început, ca să putem să activăm consola la CSGO, am videoclipul postat pe YouTube, dar o să fac un update la noua interfață de la CSGO. O să uităm la setting, cum e mai nou. Exact aici, Game Setting. La Game Setting avem Game Setting, Spectator, Power, Item, Radar, Chistie. Noi o să fie prima oară Game. Aici la Game avem un promotor. Enable Game Instructor Message. Este nou. Pentru că ți apare menu, mesaje, informații, ce să dai, cum să dai, să inspecte de arme, toate chestii. Asta este la ce poate. Ping-ul acceptat pe serverele oficiale matchmaking. Am luat un funcție de la Instagram. M-am găsit acolo un game trafic pentru la mine este de 5 media pe secundă. Am urmărit notification la fie în top left. Am luat la stânga notificări din comunitatea Steam ce se mai întâmplă. Și avem după aceea Enable Developer Console. Aceasta este acesta este că pentru activarea controlului la cantitate de bani. La mine este la de aici. Dăm aici, pe secundă în jos. Avem cei când instalați acum cu interfața cea nouă este foarte simplă, de aici dați pe setul puțin jos, în stânga, apoi ies. Calendarul te-a informat, nu e nicio problemă. Ok, asta este cam tot ce se face ca să activați consola la Counter-Strike Global Offensive. Pentru că am făcut acest tutorial și nou la update la el, nu uitați să dați și la alții, like, share și subscribe. Salut, ne vedem pe data viitoare, seara!